Valeriu Pasat vrea să-și facă un nume în politica moldovenească pe seama religiei. De această părere este liderul comuniștilor Vladimir Voronin. El a declarat la o conferință de presă că susține ideea introducerii religiei în școli ca obiect obligatoriu, dar i-a criticat pe cei care stau în spatele acestui proiect. Potrivit lui Voronin, fostul director al Serviciului de Informații și Securitate urmărește scopuri personale prin susținerea religiei. Noi nu susținem pe cei care stau în spatele acestor propuneri. Cineva vrea să-și facă partid pe seama acestor propuneri. Asta ne mai trebuie, partidele pe bază de religie. Contactat telefonic de Accent TV, Valeriu Pasat nu a dorit să comenteze acuzațiile aduse de președintele PCRM. Fostul director al SIS face parte dintr-un grup de inițiativă pe problema predării obligatorii a religiei în școli.